Având în vedere că dintre tinerii care au primit loturi de teren pe Tătăraș, unii deja și-au scos autorizație de construcție, primăria Suceava va amenaja căi de acces atât pentru mașinile ușoare, cât și pentru cele de mare tonaj. Noi avem proiectul pentru drumuri, am făcut acele delimitări, dar nu sunt făcute amenajări. Atunci avem mai multe variante pentru mașini ușoare prin zona străzii Tomșa, deci de pe Alexandru cel Bun, în zona iazurilor, așa cum se cheamă ele, acolo în zona de agrement a primăriei, iar pentru mașini de mare, probabil pe la Ipotești, pe Imaș la Ipotești, vom amenaja temporar o cale de acces acolo, prin balastare, în așa fel încât mașinile cu material, mă rog, material de construcție, se poate ajunge în zonele respective. Aducerea utilităților pe dealul Tătăraș este prioritatea administrației locale. Primăria Suceava îi va asigura pe proprietarii de terenul din cartierul Europa că în paralel cu construirea caselor va fi adus curentul electric, urmând apa și canalizarea. La final vor fi asfaltate străzile.